26 octombrie. Niciun compromis în serviciul lui Dumnezeu. Cine nu este cu mine este împotriva mea și cine nu strânge cu mine risipește. Matei 12:30. Dragii mei creștini, noi suntem departe de a ajunge standardul divin. Activitățile noastre nu corespund nici cu privilegiile, nici cu ocaziile noastre. În serviciul lui Dumnezeu nu există cale de mijloc. Niciunul să nu aștepte să se bucure de binecuvântările Domnului după ce a făcut un compromis cu lumea. Poporul lui Dumnezeu să iasă afară din această lume și să fie separat de ea. Să căutăm cu mai multă seriozitate să cunoaștem și să îndeplinim voia Tatălui nostru din cer. Lumina adevărului care a strălucit asupra noastră, să o biruim în așa fel încât razele ei luminoase să treacă de la noi spre lume. Cei necredincioși să vadă că credința ce o avem ne face mai buni, că aceasta este o realitate vie care ne sfințește caracterul și ne transformă viața. Discuțiile noastre să graviteze în jurul lucrurilor cerești, să ne înconjurăm cu o atmosferă de bucurie creștină, să arătăm că religia noastră poate suporta proba încercărilor. Noi, prin bunătate, răbdare, dragoste, să dovedim lumii puterea credinței noastre. Mulți care au pornit bine în viața de creștin își pierd puterea spirituală și se așează sub puterea inamicului prin tolerarea propriilor slăbiciuni și prin conversații ușuratice. Ei nu pot privi sus la Dumnezeu cu încredere ca să ceară întărirea de care au nevoie. Prin viața lor necreștină, ei barează drumul sufletelor care ar fi putut veni la Hristos. Acești ușuratici nepăsători să-și aducă aminte că fiecare cuvânt și fapte sunt înregistrate în cărțile cerului. Nici o mână de om nu poate șterge vreo pată condamnabilă. Cum noi suntem zilnic în contact cu cei ce nu au nicio cunoștință despre Hristos și despre adevăr, se face să discutăm cu ei numai despre fermele, mărfurile, câștigurile și pierderile noastre, sau trebuie să le vorbim despre lucrurile legate de viața viitoare? Orice neglijare rușinoasă a datoriei este înregistrată împotriva pretinșilor urmașei lui Hristos. Să ne examinăm în mod serios pe noi înșine în lumina cuvântului lui Dumnezeu, dorind să descoperim orice defect al caracterului nostru, astfel încât să ne putem spăla hainele și să le albim în sângele mielului.